regăsi la Filmster. Așa cum v-am amenințat de săptămâna trecută, această ediție o vom dedica premiilor Gobo. Mai exact, filmelor nominalizate la categoria cel mai bun film minoritic. Undeva la Palilula. Despre Mamă și Merge. Toată lumea din familia noastră. Și Visul lui Adalbert. Din categoria Fac un film și îl retrag, vezi anul trecut Cristi Puiu și anul acesta Cristian Mungiu, filmsterii sunt curioși să afle. Ce regizor credeți că se va trage la fund anul viitor? Cel mai de succes film românesc la box office din ultimii ani își face apariția la premiile Gopo în calitate de underdog, cu doar două nominalizări în dreptul său. Din fericire, una dintre ele este pentru cel mai bun film, iar producția lui Tudor Giurgiu merită pe deplin această mențiune, fiind una dintre cele mai curajoase și mai lucide tentative de a face film comercial în România. Departe de hăhăielile proteviste gen ho-ho-ho sau nașa, despre Oameni și Melci dincolo de orice altceva, un film cu inimă bună. Pentru o producție care tratează o problemă încă vie în amintirea multor români, și anume privatizarea de multe ori frauduloasă a întreprinderilor în primii ani de tranziție, despre Oameni și Melci reușește să privească cu un soi de amuzament bonom, una dintre cele mai negre perioade ale istoriei moderne românești. Eternul Andy Vasluian îl joacă pe Gică, un muncitor al uzinei Aro, care născocește un plan cel puțin dubios prin care să-și salveze locul de muncă, pe care să fie vândut unor fabricanți francezi de conserve de melci. Atunci când realizarea unui împrumut la sultanul din Brunei pare a fi peste mâna muncitorilor, el reușește să-și convingă treptat colegii că donarea unei cantități infime de sevă bărbătească le-ar putea readuce uzina pe linia de plutire. Ajutat și de un scenariu abil, Tudor Giurgiu reușește să mențină o atmosferă de caterincă binevoitoare pe tot parcursul filmului, cu ușor risc de reclamă la Ursus, dar care nu decade totuși niciodată în bășcălie balcanică. Dacă nu visezi, nu ai putea să-ți transformi visele în realitate. Revelația filmului însă este nimeni altă decât Monica Bârlădeanu, capabilă în egală măsură să-și asume o partidă de futai haiducesc pe acoperișul fabricii, cât și o secvență de karaoke garantată să trezească nostalgii nouăzeciste până și cele mai amnezice muncitoare de la APAC. Chiar și cu un final dezamăgitor prin bruschețea sa, Despre Oameni și Melci rămâne una dintre cele mai satisfăcătoare producții românești din ultimii ani. Numai bună de savurat pe terasă la Gambrinus cu tovarășii de bere. Nota finală, 7 spermatozoizi de student danez din 10. Ce începe cu P, se termină cu ULA și e nominalizat la Gopo. Cariera lui Silviu Purcărete se întinde pe 4 decenii. Indiferent de părerile personale, este un monstru sacru al teatrului românesc. Și apoi a făcut film. Undeva la Palilula nu e tocmai un film. Senzația mea a fost că urmăresc un spectacol la Teatrul Național undeva în anii 90 și că fumez multă, dar multă cânepă românească. Din cauza asta am început să am flashback-uri, din amintiri din epoca de aur, din filmele lui Fellini, din Assassin's Creed 3. După atâta muzică de copză și acordeon, tot ce mai trebuia era o mașină zburătoare ca să semene oficial cu... și Emil Custurița ai fost teguit. În schimb, imaginea filmului este extraordinară. Cadru după cadru îți vine să dai print screen și să-l pui ca wallpaper. În lipsa unei povești însă, filmul rămâne un săilar de sketch-uri puse unul după altul. Nici asta nu ar fi tocmai rău, numai că tuturor sketch-urilor le lipsește poanta. Filmul ăsta are mai multe sketch-uri fără poantă decât... Și am apucat să vă spun cum îl cheamă pe personajul principal? Serafin. Bolnavi suntem numai noi ăștia, sănătoși, doctori. Și dacă ar fi să dau o notă filmului, probabil că ar fi 6 broaște în flăcări într-o hală de uzină. Continuăm ediția specială dedicată premiilor Gopo cu toată lumea din familia noastră, ultimul lungmetraj al lui Radu Jude. Într-o lume perfectă, toată lumea din familia noastră ar trebui să plece acasă cu marele premiu, fie lor și cât de greu. Salutare! Dar am gândit că anul ăsta să facem din gala premiilor Gopo un eveniment mare. Băi, dar nu că mare. Foarte mare.
Bănuiesc că toți știm citatul bătrânului Tolstoi de la începutul Anei Karenina. Toate familiile fericite sunt la fel, familiile nefericite sunt nefericite în felul lor. Ei bine, cu acest film Radu Jude bate un nou cui în coștiugul acestei excesiv de folosite sintagme. Spun un nou cui pentru că tema relațiilor familiale aflate în disoluție a mai fost folosită de Jude în alte trei filme: scurtmetrajul Alexandra, lungmetrajul Cea mai fericită fată din lume și mediumetrajul Film pentru prieteni, în care personajul lui Gabriel Spahiu pare un fel de variațiune mai vârstnică a lui Marius, interpretat de Șerban Pavlu, în Toată lumea din familia noastră. Acesta este un tată divorțat, care pentru a petrece un weekend la mare cu fetița lui, trebuie să treacă peste împotrivirea fostei sale soții și a actualului ei partener de viață. E interesant de menționat că Marius este o drasa frustrată și pasiv-agresivă a Stelei Popescu și a lui Alexandru Arșinel, care și-au luat câteva zile de concediu medical de la Farmacia Inimii, pentru a explica într-o oarecare măsură accesele de nebunie ale personajului principal, dar și pentru a-i permite lui Radu Jude să scoată limba în direcția haterilor care zic că nu-l interesează publicul larg. Că până la final, regizorul îmbracă straiele ingrate de Kai și Acunin, conferindu-i publicului larg posibilitatea de a-și face sepucu, asta e altă poveste pentru o altă recenzie. Toată lumea din familia noastră se prezintă ca o kitchen sink drama cu nuanțe de farsă burgheză, iar personajele sunt intimizate în spațiu restrâns al unui apartament printr-o convenție ce pare mai mult teatrală decât cinematografică. Un alt regizor poate ar fi abordat cu mai multă grijă, delicatețe și political correctness problema divorțului, mai ales că la mijloc se mai află și un copil. Însă detașarea lui Radu Jude scoate în evidență ridicolul și grotescul acestei chestiuni. Notă finală, 9.8 pe fața lui Gabriel Spahiu din 10. Și pentru că actorii fac parte din patrimoniul național, noi cei de la Filmster am început o petiție online împotriva agresării trupului firav al lui Gabriel Spahiu în filmele lui Radu Jude. Și Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa. Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa. Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa. Chiar îți mai joc de mine? Păi ce mai faci? E radio, păi da, e radio aici, ce faci? Faci teatru radiofonic, ce povestești? Marile legende ale lumii? Ce dracu? Tu n-ai fost la film niciodată, n-ai văzut ce fac actorii acolo, să aleargă unii pe alții pe ecran, să mișcă? Lungmetrajul de debut al lui Gabriel Achim este o întoarcere nostalgică în anii comunismului. E o mică simfonie adusă lumii întreprinderilor, a spectacolelor de tip Cântarea României și a săpunului Cheia cumpărat la coadă. Ceea ce se evidențiază încă din prima este felul în care este filmat. Folosirea super VHS-ului și altor tehnici stilistice specifice anilor 80 lasă impresia că nu urmărește o reconstituire, ci un film produs la studiourile Sahia. E o gură de aer proaspăt după valul de filme minimaliste din ultima vreme, o ciorbă care să recunoaștem și-a cam pierdut gustul oricât de mult am reîncălzit-o. Dar energia filmului provine în primul rând din partea actorilor. Gabriel Spahiu în primul său rol principal după Film pentru prieteni, Doruana, o prezență care asigură greutate oricărei secvențe în care apare, și Ozana Oancea, care menține revelația demonstrată în Felicia înainte de toate. Din păcate, acest slice of life, sau pus linievost pe limba rusului, nu merge mai departe de a exploata farmecul exotic al epocii. Personajele sunt atât de cărnoase încât ai vrea să le urmărești participând într-o poveste cu cap, coadă și conflict, în care evenimente ca victoria Stelei la Sevilla, dezastrul de la Cernobâl sau aniversarea Partidului Comunist să aibă o influență mai mare asupra lor decât să rămână niște simple curiozități culese din talciocul epocii de aur. Visul lui Adalbert are farmecul unui film pe care să-l vezi duminică dimineața întins în pat. Tocmai de asta îi acord nota finală între 7 și 8, adică fix programul de televiziune dinainte de Revoluție. Acestea au fost filmele. Alăturați-vă Filmsterilor luni seara pentru un live feed caustic și incisiv direct din mijlocul evenimentelor. Și dacă v-a plăcut, dați click pe fabulosul like și pe senzaționalul subscribe. Departe de hăhăielile proteviste gen ho-ho-ho sau nașa... Sau na-na-na... Departe de ho-ho-ho sau ho-ho-ho doi sau nașa... Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa. Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa. Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa. Radu Jude nu mai da, că Spahiu va crăpa.